Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnalul Știrilor Locale, sunt Bogdan Șofend. Risc crescut de avalanșe în munți și asta după căderile abundente de zăpadă. Salvamontiștii din Victoria spun că stratul de omăt este extrem de instabil și există un grad mare de pericol în ceea ce privește declanșarea de avalanșe. Pe o scală de la 1 la 5, gradul de pericol este de 4. Drept urmare, pentru că suntem la un pas de weekend, împătimiții muntelui sunt avertizați. Nici nu vă gândiți la ascensiuni pe creste. După ninsorile abundente din ultimele zile, stratul de zăpadă a ajuns la aproape 80 de centimetri în munții Făgărașului. Zăpada nu este stabilă și tocmai de aceea salvatorii montani trag un semnal de alarmă asupra riscului crescut de producere a avalanșelor. Salvamontiștii din Victoria s-au aflat astăzi pe Valea Viștea Mare, de unde transmit avertismente pentru toți iubitorii muntelui. Este deja proiectă foarte mare de avalanșe. Zăpada de pus încă nu este stabilă. Îi recomandăm noi să venim între zone pericol de avalanșe, mai ales putea face să mergem acolo. Până la cabană se poate merge cu atenție, dar fără să se iasă în acolo, mai ales pe fețele expuse avalanșele. Riscul declanșării de avalanșe în munții Făgăraș se menține destul de mare de câteva zile. Gradul de pericol este de 4 pe o scară de 1 la 5, iar la cabanele din zona turistică Bâlea Lac se poate ajunge doar cu telecabina. Salvamontiștii recomandă turiștilor amatori de sporturi de iarnă să respecte recomandările patrulelor Salvamont. Iubitorii muntelui trebuie să fie echipați de iarnă, iar alpiniștii să dețină echipament de salvare din avalanșă. Au împletit crenguțe de brad pe care le-au ornat cu decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă. Rezultatul muncilor s-a transformat astăzi într-o expoziție admirată de toată lumea. Vorbim despre elevii Liceului Teologic Constantin Brâncoveanu, care timp de două zile au muncit din greu, dar cu pasiune pentru a realiza ornamentele care ne anunță că sărbătoarea nașterii Domnului bate la ușă. Multă muncă, dar și mult suflet, asta spun câțiva elevi de la Liceul Teologic Constantin Brâncoveanu, care astăzi au pus la cale o expoziție originală. Zeci de coronițe de Crăciun, dar și alte decorațiuni au fost admirate atât de colegi, cât și de cadrele didactice. Elevii au reușit să creeze o colecție originală. Nașterea Domnului aduce în sufletele fiecăruia bucurie. În aceste decorațiuni de Crăciun, noi am pus o parte din sufletul nostru cu ajutorul doamnelor profesoare. Am dorit să înfrumusețăm și să aducem bucurie în casele tuturor. Ne-a luat două zile ca să confecționăm aceste obiecte și materialele au fost cumpărate, adusele de doamnele profesoare, și să le facem o bucurie copiilor să vadă și ei această expoziție cu aceste ornamente de Crăciun. Am adus foarte multă cetină. Eu împreună cu tatăl meu din cantonul lui, din Strâmba. Nu a fost ușor, spun copiii, dar rezultatul muncilor s-a bucurat de apreciere. Drept dovadă, cadrele didactice, dar și elevii ai școlii s-au grăbit să le ducă acasă. Săptămâna viitoare urmează o nouă rundă de creație. Ne-au ajutat foarte mult copiii, sunt extraordinari. Sperăm că le place tuturor ce am realizat noi. Înțeleg că va mai exista încă o sesiune săptămâna viitoare. Da, o să mai existe pentru că n-am făcut suficient de multe. Toată lumea a venit, ne-a saltat cu cereri și o să mai facem săptămâna viitoare împreună cu copii alte ornamente. Ne-am gândit anul acesta să facem ceva mai deosebit față de anii trecuți, o expoziție cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Am muncit alături de elevi, am pus suflet și iată ce am reușit să realizăm. Acțiunile elevilor de la Liceul Teologic nu se opresc aici. Până la Crăciun au o agendă încărcată. În săptămâna aceasta și în săptămâna care urmează, Liceul Teologic Constantin Brâncoveanu, din prea plinul sufletesc, și-a propus să reverse asupra locuitorilor Făgărașului și au pregătit o serie de daruri. Vom colinda, este darul cel mai de suflet, toate instituțiile publice, așa cum făceam și în anii anteriori. Renumitul cor al Liceului Teologic susține în această duminică de la ora 16 un concert de colinde la Biserica Sfânta Treime. Un adevărat regal cultural ne propune Casa Municipală de Cultură din 17 până în 21 decembrie. În fiecare dintre aceste zile, în sala mică sau pe scenă, au loc fel de fel de evenimente, de la expoziții de fotografie și spectacole de muzică populară, până la piese de teatru și un concert de colinde în interpretarea renumitului Ducu Berții. Intrarea este gratuită pentru toți făgărășenii.
Pentru al treilea an consecutiv, Casa Municipală de Cultură oferă tuturor locuitorilor Țării Făgărașului un cadou de excepție. Chiar dacă nu este ambalat în hârtie decorativă și nu are fundiță deasupra, darul este unul plin de semnificație, un adevărat regal cultural. Acesta începe mâine de la ora 17 în Sala Mică, unde are loc un spectacol de muzică, poezie și umor susținut de Cenaclul Excelsior și grupul Experiment 77. Maratonul cultural continuă și săptămâna viitoare. Luni 17 decembrie, începând cu ora 18, are loc un dublu eveniment, vernisajul expoziției de fotografie semnată Cornel Comici. În aceea seară avem parte și de un concert al grupului coral al Operei Naționale București. Marți la ora 18, Mioara Marincă își lansează un nou CD. Miercuri 19 decembrie de la ora 18, vin la Făgăraș actorii Teatrului Național din Cluj, Sorin Misirianțu și Adriana Băilescu. Vedem comedia intitulată Ca la nebuni. Joi 20 decembrie de la ora 17 urcă pe scenă ansamblul Făgărașul, alături de cunoscuți interpreți de muzică populară din zonă. Cireașa de pe tort este păstrată pentru ziua de vineri, 21 decembrie. De la ora 18:30, Ducul Berții începe Seara Colindelor. Am ajuns la a treia ediție a denumirii generice pe care noi am dat-o manifestărilor de sfârșit de an, Vremea Colindelor, iar anul acesta, eu zic că este un adevărat regal cultural pentru făgărășeni. Este un cadou oferit de către Casa Municipală de Cultură, către toți făgărășenii, acum la sfârșit de an. Pe toată durata acestor evenimente culturale, intrarea la spectacol este gratuită. Aici punem punct ediției de astăzi cu cele mai importante informații locale. Vă reamintesc faptul că ne puteți găsi la orice oră și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine!